Meditație ghidată pentru a vă conecta la starea de recunoștință. Închideți ochii, lăsați-vă ghidați de vocea mea pe parcursul acestei experiențe. Sunteți în siguranță, sunteți pe mâini bune. Așezați-vă confortabil și inspirați adânc pe nas. Apoi expirați pe gură încercând să vă relaxați tot mai profund. Conectați-vă la această muzică ce se aude acum pe fundal. Vă va ajuta să vă relaxați. Fiecare respirație trebuie să fie mai adâncă și mai lentă. Cufundați-vă în scaun sau în fotoliu. Lăsați-vă ochii să devină grei, tot mai grei. Interdeschideți ușor gura pentru a se relaxa maxilarele. Lăsați umerii în jos, relaxați și grei. Trunchiul devine tot mai greu, complet susținut în scaun. Lăsați senzația de greutate să coboare înspre picioare de-a lungul acestora. Foarte bine! Mai respirați odată ușor, adânc și concentrați-vă atenția către ochii minții. Imaginați-vă acum și aici că vă plimbați într-o pădure frumoasă, liniștită. Poate fi orice anotimp doriți, dar vremea este splendidă și vă simțiți protejați și în siguranță în propria pădure. Plimbați-vă și încercați să vedeți ce este în jur. Dacă este zi, care este poziția soarelui pe cer? Ce plante observați în jur? Există o priveliște care să vă rămână în minte? În continuare, încercați să percepeți zgomotele din jur. Poate fi șuierul vântului printre copaci sau zgomotul făcut de veverițe alergând în toate direcțiile. Puteți auzi susurul râului din apropiere. Așezați-vă câteva momente pentru a asculta zgomotele din pădurea visurilor voastre. Fiți atenți la ceea ce simțiți. Puteți simți căldura soarelui sau adierea vântului mângâindu-vă pielea. Atingeți scoarța aspră a unui copac bătrân. Ridicați de jos o piatră șlefuită și observați cât de diferită este la atingere față de scoarța bătrânului copac. Inspirați adânc aerul proaspăt și simțindu-i mirosul. Aplecați-vă și mirosiți parfumul unei flori sălbatice. Plimbați-vă și încercați să păstrați în minte imaginile, sunetele și orice alte aspecte din jur. Aceasta este pădurea visurilor voastre, pădurea care vă relaxează și care arată exact cum doriți dumneavoastră. Acum și aici simțiți să vă așezați în genunchi și să vă conectați la Dumnezeul primordial suprem. Mental vă împreunați mâinile în poziția de rugăciune și vă conectați și mai profund pe fiecare cuvânt ce îl auziți acum și aici. Îl absorbiți în toate structurile voastre. Tot ce auzi poți repeta mental după mine dacă îți este confortabil sau doar ascultă și simte conectarea cu Dumnezeu, Sursa Supremă. Totul este în ordine așa cum se întâmplă. Intenția voastră conectează telepatic. Simți recunoștință, iar recunoștința îți deschide porțile sufletului spre a atrage în viața ta ceea ce îți dorești. Reflectă
acceptare de sine și a vieții și te pregătește pentru bucuria împlinirii în fiecare clipă. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc din adâncul ființei mele pentru tot ceea ce sunt, am, fac și gândesc. Îți mulțumesc pentru sănătatea mea și a celor din jurul meu, pentru toate darurile de lumină pe care mi le oferi, pentru abundența de oportunități, pentru forță, curaj, încredere și entuziasm. Îți mulțumesc că văd, că aud, că simt, că respir, că înțeleg, că gândesc, că am putere să mă rog cu credință, ca să te simt aproape. Îți mulțumesc că îmi amintești că nu sunt niciodată singur, că sunt mereu ocrotit de Tatăl Ceresc și de Mama Divină. Îți mulțumesc pentru îngerii puternici și luminoși pe care mi-i dai, ca să-mi călăuzească pașii pe drumurile vieții. Îți mulțumesc că asculți rugăciunea mea, că vezi recunoștința mea sinceră, că primești dragostea mea și că îmi arăți întotdeauna drumul luminos și potrivit mie. Îți mulțumesc pentru soarele care strălucește pentru noi, pentru verdele minunat care îmi vindecă inima, pentru albastru cerului care îmi limpezește gândurile, pentru scânteia divină din mine, amintindu-mi că Tu ești cu mine, iar eu sunt cu Tine și sunt al Tău mereu. Amin. Iar acum vă îndreptați privirea voastră senină spre cerul albastru, azuriu și îl priviți cu multă iubire. Simțiți iubirea infinită și protecția a lui Dumnezeu cum vă înconjoară. Simțiți energia Lui în toate structurile voastre, cum vă purifică, cum primiți tot ce aveți nevoie. Ferestrele sufletului vostru sunt larg deschise, emană lumină, iubire, fericire. De acum știți că vă puteți întoarce în acest loc oricând doriți pentru a vă reconecta cu recunoștința și iubirea divină care vă umple toate golurile de fiecare dată. Când sunteți gata de plecare, concentrați-vă din nou asupra respirației. Respirați puternic de mai multe ori, ascultați zgomotele din cameră în care vă aflați. Reveniți cu toate simțurile voastre în prezent, deschideți ochii. Mai stați câteva momente relaxați, cu ochii deschiși și zâmbiți, pentru că întotdeauna sunteți iubiți, protejați, chiar dacă uneori nu conștientizați toate darurile pe care le primiți zi de zi în viețile voastre. Eu vă mulțumesc și să ne fie de folos. Oameni dragi și frumoși, namaste!